Ce atacă povestește? Stai, Antoni, nu, lasă-mă puțin. A fost o fază. Lasă-mă, te rog frumos să vorbesc, Antoni. Dat-o pe Cris, dar am zis-o, odată când a zis Gagea ceva de genul, mi-a zis, bă, ești invidios pe Moldo că a luat-o pe Cris. Și am zis, mă, eu n-am vrut să fiu cu Cris. Și Moldo n-a avut nicio reacție, dar când am zis asta de față cu Cris, a început să facă. Stai că zic eu, Cris, cum a fost? Nu a fost așa, Antoni, tu când discutai cu noi, ai zis-o la modul că lasă să mai vină o fată nouă pentru mine, s-o refuz și s-o iei tu, Moldo. Adică deci, Antoni, mi-a zis așa, Moldo, dacă intră fată nouă, lasă că o s-o refuz eu și poate o iei și pe aia. Ok, nu, eu am înțeles treaba asta. Cum n-ai zis așa? Problema, nu e, problema nu e că mi-ai zis mie asta. Problema e că n-ai avut bun simț pentru fata asta. Am mai zis odată, n-ai avut nicio reacție. Ai făcut oreha. Nu încerca să pari meu că nu ai făcut orești pe Cris, mă. Nu știu. Asta se referă. Exact. Nu știu, dacă încerci să par cumva în fața ei, tu tot același rămâi. În sinea ta, tu tot același rămâi. Eu am mai zis chestia asta odată. N-ai zis nimic greșit. Bun, poate real, am vorbit real. Sincer, am fost sincer. Ai vorbit real, dar la fata asta te... Bun, poate trebuia să mă abțin, dar eu am vorbit real. Am spus real, fiindcă a fost și discuția pe care a deschis-o Gagea din aur cu Invidia, am spus aceleași lucruri pe care le-am spus și atunci. Acum, tu atunci pe mine la înaintare, dacă tu nu știi să reacții. Avut nicio, îți am zis că tu vorbești ca o oare când clocote pe foc, Antoni. N-ai avut nicio reacție și acum știu când ai avut. Zis, nici nu știu cum te-ai exprimat. Erai lângă mine pe canapea. Te-ai exprimat acum, eu eram cu Cris aici, de am văzut-o și pe ea că s-a aprins, asta m-a deranjat pe mine, că tu nu realizezi cum poți să o faci pe fata asta să se simtă. Rest, fix așa. Ai înțeles? S-a văzut clar că ai bun simț zero. Cris, te-am văzut și pe tine deranjată. Bineînțeles că am fost deranjat, dar oricum n-am așteptări din partea lui Antoni. Mă așteptam la un moment dat să zică chestia asta. Eu țin să mai zic încă o dată că nu am fost refuzată de către el. De fiecare dată a lăsat loc. De fiecare dată ai lăsat loc de ceva, că ai zis nu pe moment, că nu te simți bine, că ai tu stările tale pe care le-ai avut la început și după au trecut așa prin magie. Mi se pare că i-am zis și lui Patrick că sunt îndrăgostit parcă la hotel, nu mai știu, i-am zis că ceva. Dar lasă vrăjeala și nu mai da, așa, nu ar, nu-i caz. Frate, nu mă luați cu d-astea că am zis. Nu te ia nimeni cu nimic, Antoni, păstrează calmul, te rog frumos. Robi, fii atent, hai ca să lămuresc. Dacă era doamna Andreea aici, o puneam pe dânsa să întrebe de câte ori m-am plimbat eu în departamentul ăsta să zic, bă, nu vreau să o cunosc pe Cris. Inclusiv când a plecat Rebecca, inclusiv când nu. Frate, lasă că până să plece Rebecca, niciodată n-ai zis nu vreau pe Cris, ba chiar la un moment dat ai zis că ai o stare foarte bună lângă ea și nu știi dacă se va întâmpla ceva sau nu. Acum nu te simți pentru că, pentru mereu ai lăsat loc de ceva. Cum ar fi fost atunci direct să zic nu. Și la un bine, acum, ai fi fost asumat cum te dai și cum te crezi. Acum e bine că aveți care să vorbească. Se vorbește pe rând, nu trebuie să sărim aici. Hai vorbește. Așa. Am fost la un moment dat când a zis Rebecca chestia cu eu băgați pe gât pe Cris lui Antoni, chiar ziceam că sunt sub presiune și mă simt sub presiune că trebuie să dau răspuns și atunci răspunsul meu a fost clar nu. Tu de câteva zile vrei să scoți în evidență clar că tu ai refuzat-o pe Cris și nu înțeleg și ieri de ce ai vrut tu să scoți în evidență treaba asta și să-i spui și ei cumva și mie că dacă te refuză cineva, ți-o dau ție Moldo. Tu nu te gândești, poate, nu știu, a venit și fata asta pentru tine. A venit să te cunoască, nu știu. Nu știe el ce înseamnă. I-a plăcut, nu i-a plăcut, dar ți se pare normal așa ceva? Poate. Mă întreabă. Se pare normal? Zic sincer, eu sunt 100% sigur că tu ai reacționat așa doar pentru că erai și tu implicat în subiect, pentru că, repet, când am mai zis asta, n-ai avut nicio reacție. Eu nici nu știu când ai zis tu. Dar contează cum a reacționat el sau contează ce ai spus tu? Exact. De ce pui... Păi nu contează ce am spus eu, bineînțeles, dar acum pot să-mi pun și eu semnele de întrebare, nu? De ce acum e așa vehement și înainte nu era? Pentru că eu nici nu știu când ai zis treaba asta, mă crezi? Asta, dacă eu eram aici acum. Asta puteam să zic și eu, dacă era să vă învrăjeli. Dar uite, tu în continuare zici că ai zis, da, ai mai zis odată, nu ți se pare ceva normal? Cum am zis adineaur că, bă, foarte bine că am zis, frate, am fost sincer, indiferent că e bine sau nu, am fost sincer. Păi și sinceritatea ta în fața unei femei. Eu n-ai să fii sincer și mereu, dai. Două secunde, vă rog frumos, Moldo, cum ți-a zis? Eram cu Cris aici. Nu mai știu cum a venit subiectul, ce a venit. Poate mai intră o fată. Și a zis, dacă, poate mai intră o fată, dacă o refuzi și pe aia, poate o iei tu, ceva de genul. Am zis, formulez eu exact, îți țin minte perfect. Moldo, dacă mai intră o fată și o refuz, oricum ești tu aici. Asta am zis. Păi tot aia, e același lucru. Dar nu e vorba de sau în locul ei. Dar nu e vorba de mine neapărat. Care e chestia? Că nu e vorba de mine. Eu cu Moldo ne aruncăm oricum chestia. E vorba de că oricum mă simt la Cris, oricum se simte și cum el a vrut să scoată în evidență că eu am refuzat-o pe Cris și ai luat-o tu. Da, iei tu, nu știu ce. Da, adică tu ai denigrat-o pe ea în contextul de față.
cum să-i spui asta, nu știu, unei femei, că până la urmă ea a fost în subiect și Moldo cu ea interacționează. Cum ar fi, ai făcut o rămășiță, ți-am dat eu, Moldo, rămășița de la mine și fă-ți talent. Și tu erai genul de, mamă, cum să vorbești așa cu o femeie? Băi, Gagea... Antoni, ia stai un pic, Gagea. Și ție la un moment dat aici în casă, când a fost vorba de Teodora, ți s-a spus fix același lucru. Cum te-ai simțit atunci? Foarte bine, dar foarte bine. Între ghilimele, foarte bine. Bun, s-a zis, am fost refuzat foarte bine. Dar nu, eu n-am niciun complex pe treaba asta. Dacă s-a refuzat, mi se zice că s-a refuzat foarte... Eu pot să accept lucrul ăsta. Nu e o frustrare. Da, Antonio, depinde de cum o spui. Măi, dar ce e de acceptat aici? Depinde, eu mi-am asumat de la început că am venit pentru depinde tine de cum o spui, asta. Nu poți să zici că... Am refuzat o asumare. Nu, nu țin minte exact cum s-a zis. Nu ai refuzat cazul, nimic. Nu țin minte cum s-a zis în cazul Teodorei, dar că nu e aresturile altea. Așa zic și eu, Gagea. Crezi așa că... a zis atunci. Ceva ce ai zis? A zis că nu e aceea. Că nu e aresturile de la alta. Așa a zis atunci. Rebecca parcă a zis sau păi, da, știu. Că o da, ah, de Rebecca vorbim. Bun. Că nu te ia, nu e arestul de la Teodora. Eu cred că atunci nu i-am zis nimic Teodorei. Eu am avut pretenții de la Rebecca, pentru că păi eram da, în interacțiune cu ea. Dar noi ce pretenții avem unul de la altul? Da, mă, dar măcar păi nu avem, dar de ce ai scoat în evidență asta, Antoni? Pentru că eram într-un cu mult. Da, păi da, 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 da. Se scot în evidență multe lucruri. Dar el nu se gândește la asta, Teodora, că el nu știe când vorbește. Nu s-a gândit la ea. Bun, hai să luăm altfel. Aici să cunosc atâta tot. Poate și Chris a avut pretenții în care... Dacă vorbește, măcar taci tu, că el nu tace, fra Moldo. Teodora, ea n-a venit, nu s-a declarat îndrăgostită, n-a zis nimic, a zis, bă, am venit să te cunosc, două, trei zile n-am mers, asta e, mă retrag, așa a zis. Știu, dar eu da, și ce a spus, minte. El a lovit în ea, acum nu în tine neapărat. Păi, ea, exact, eu asta în minte zis. Clar că am zis că mă retrag din chestia asta. Și da, dar în același timp și Antonia a avut un singur episod în care, ca să-i dea o contră Rebecca, i-a spus că s-a simțit foarte bine lângă tine, dar de fiecare dată a punctat faptul că el nu este deschis pentru o nouă cunoaștere aici în casă. Nu era cu deschis. Chris sau nu cu Chris. Nu era oricine. Deschis că era Rebecca aici și n-avea nicio șansă că-l toca femeia. Unde nu era deschis? Că ar fi mers după Chris prin toată casa, ce aveți? Nu s-a întâmplat asta. Nu s-a întâmplat. Hai, să tăcem din gura, Antoni, pe bune. Cum te simți azi? Cum mai ești? Ce să știe, Gagea? Am o stare proastă, îți dai seama. M-am... Din vestiar o avea, că am întrebat-o. Din vestiar și aseară și... De seama că nu-mi convine. M-a pus într-o ipostază foarte proastă și nu cred că îți înțelege. El probabil se crede zmeu acum că a venit o fată pentru el în casă și el a refuzat-o în perspectiva lui, dar eu n-am fost refuzată de el. Exact, asta. Și eu îl sfătuiesc să o lase mai moale, atât. Asta văd și eu, că el încearcă să scoată treaba asta în evidență și nu înțeleg de ce. Oricum, sper că măcar să-ți revii puțin, să fii mai ok. Ce ai zis tu ieri pe conexiune, da, am simțit și eu și din partea ta și din partea mea ceva. Acum nu știu ce să zic. Sper să fii mai bine. Și eu sper la fel. Patrick, Bianca, cum sunteți? Eu sunt bine. Se vede, da, se vede. Deci, am rămas așa îngândurat după ziua de ieri. Cred că sunt ceva probleme, nu știu încă, în cunoașterea noastră. Mă bucur și sunt mândru de mine că ieri la nervi și la impulsivitate nu am vorbit ceva aiurea, ce probabil aș fi regretat astăzi, cu siguranță aș fi regretat astăzi. M-am gândit și la ea, cam toată noaptea. Nu știu ce să zic, habar n-am. N-am cea mai bună stare, dar în același timp... Nici nu pot să iau vreo decizie așa peste noapte sau dintr-o dată. Bianca, stă bine fondul de ten. Astăzi, da. Sper să nu-l mai stric. Da, mi-am dat seama că am un problemă la mine. Și cred că cea mai mare problemă pe care am observat de când sunt aici e că sunt geloasă și nu știu cum să controlez treaba asta și cred că cel mai bine ar fi să, dacă mai vrei, să ascultăm sfatul doamnei Mantea, să discutăm o dată pentru totdeauna despre ambele probleme, a mea cu gelozia, a ta cu hainele și să încheiem, pentru că mi se pare că noi însemnăm mai mult de atât. Adică eu de când am venit aici m-am simțit foarte bine în prezența ta. Într-adevăr, nici nu prea am avut motive să mă supăr atât de tare și cu toate astea am făcut-o. E o situație pe care de câteva săptămâni încerc să o controlez, doar că n-am putut, știi? Și mi-am dat seama și că amândoi suntem la fel de
eu încerc să-mi țin părerea mea, tu încerci să ții pe a ta și nu ajungem la niciun numitor comun. Și atunci unul dintre noi trebuie să-l lase de la el și astăzi o să-l las eu. Dacă mai vrei să vorbești cu mine. Adică dacă vrei să vorbim despre situația asta. Eu sunt supărăcios oricum de fel. E clar că mi-am mai trecut din stare, nu mai am aceeași stare ca și ieri, dar n-am înțeles și uite, te întreb acum încă o dată. De ce ai spus că regreți că ai venit în casa iubirii? Am momente când sunt super entuziasmată că sunt aici, îmi place, mă simt bine și în preajma fetelor și mai ales în preajma ta. Dar am momente cum a fost ăla în care nu se întâmplă mare lucru și efectiv nu poți să-mi controlezi emoțiile astea negative. Cred că au fost vorbe la nervi mai mult, Patrick. Vorbe la nervi pe care le-am simțit din plin. Și de asta vreau să întreb dacă... Adică nu că vreau să întreb, nu vreau să-mi formez o părere negativă despre tine, pentru că dacă vorbești rău la nervi, ia iurea, pentru că... Dar n-am vorbit rău la nervi și nu mă refeream doar la tine, mă refeream la mine per total, că am momente când simt că nu mă acomodez din punctul ăsta de vedere. Exact cum am zis ieri, părerile, deși și eu mi le spun despre alte persoane, mi-e foarte greu să le accept cumva.